Elevii care merg la școală, conform scenariului galben, vor putea solicita abonamentele gratuite pentru transportul în comun în Municipiul Suceava, începând de luni, 8 februarie. Eliberarea acestora se va face pe bază de adeverințe de la unitatea școlară, care trebuie să precizeze clar în ce clasă este solicitat. Potrivit primarului Sucevei, Ion Lungu, odată cu începerea școlii, elevii care merg efectiv la cursuri pot solicita și primi abonamente pentru transport gratuit pe autobuzele și microbuzele TPL. Legislația nu permite municipalității de contare a abonamentelor pentru toate clasele, ci doar pentru cele care se încadrează cu prezență în clasă, conform scenariului galben în care ne aflăm ca localitate. În scenariul galben revin în unitățile de învățământ ante preșcolari și preșcolarii elevii claselor din învățământul primar, precum și elevii claselor termin din învățământul gimnazial, liceal, profesional și post-liceal. Tocmai de aceea, eliberarea abonamentelor gratuite se va face pe bază de adeverințe de la unitatea școlară care să precizeze clar în ce clasă este solicitantul. Trebuie precizat că în momentul în care se solicită la ghișeie abonamentul gratuit pentru elevi, nu este de ajuns să fie prezentat actul de identitate și carnetul de elev, ci și o adeverință de la școală în care să se specifice clasa în care se află elevul. Nu este de ajuns să se știe anul pentru că elevi născuți în același an pot fi între a 5 -a și a 6 -a sau în clasele a 8 -a și a 9 -a, ca exemplu, iar nu toate clasele merg efectiv la școală conform scenariului galben. Cei care fac școală online nu pot beneficia de transport gratuit către unitățile de învățământ, anunțat conducerea Societății de Transport Public Local. În momentul în care incidența cazurilor de infectări cu noul coronavirus va scădea sub 1 la 1000 de locuitori și se va reveni la scenariul verde, toți elevii vor putea solicita abonamentele gratuite pentru a merge la școală. În prezent, contravaloarea abonamentelor pentru elevi este acoperită integral de municipalitate.